Bună ziua, domnul Victor Negrescu, candidat PSD la alegerile europarlamentare din 26 mai. Este invitatul meu de astăzi la Puterea Știrilor. Bună ziua, domnule Negrescu, vă mulțumesc că ați revenit în studioul nostru. Bună ziua și bine v-am regăsit. Ne aflăm în plină desfășurare a campaniei pentru europarlamentare. Cum se desfășoară lucrurile la Partidul Social Democrat? Partidul Social Democrat este foarte activ în această campanie electorală. Ne bazăm pe discuțiile directe cu oamenii. Mergem în fiecare județ, în fiecare localitate, discutăm cu oamenii, ascultăm, prezentăm rezultatele guvernării Partidului Social Democrat, prezentăm programul nostru politic pentru alegerile pentru Parlamentul European, candidații, și încercăm să arătăm românilor faptul că reprezentanții Partidului Social Democrat sunt cei care pot reprezenta așa cum trebuie România la Bruxelles și se pot lupta pentru România și interesele noastre. Campania merge bine. Discuțiile sunt foarte detaliate, foarte profunde, foarte axate pe ceea ce înseamnă rezultatele guvernării Partidului Social Democrat și eu cred că, în final, rezultatele vor fi unele extrem de pozitive pentru Partidul Social Democrat. Spuneți că aveți întâlnit cu oamenii. Ce vă spun oamenii? Oamenii au foarte multe întrebări referitoare, în primul rând, la viața lor de zi cu zi. De exemplu, proiectele pentru dezvoltarea infrastructurii, mai ales rezultatele programului național pentru dezvoltare locală, un program extrem de important. Vorbesc de pensii, vorbesc de salarii, vorbesc de creșterea nivelului de trai, vorbesc însă și de dublu standard aplicat la nivel european. Și pornind de la aceste subiecte, evident, intrăm în detaliu pe fiecare, prezentând măsurile, rezultatele și ceea ce avem de gând să facem pe mai departe. Evident, oamenii se așteaptă la Partidul Social Democrat să facă în continuare și mai multe lucruri și privesc PSD-ul ca fiind cel mai mare partid din România și de aici și așteptările foarte ridicate, poate mai ridicate față de ceea ce facem noi și, evident, trebuie să nu-i dezamăgim. De aceea noi, candidații, nu doar prezentăm măsurile noastre și mai ales ne axăm pe măsuri și idei și proiecte concrete pe care le vom face în viitorul Parlament European. Am văzut că în acest weekend a fost un meeting la Galați. Cum și unde sunt meeting-uri de obicei? Am văzut că sunt și proteste. Cum se împacă Partidul Social Democrat cu această atitudine? Partidul Social Democrat este un partid de masă, care este susținut de oameni care au o experiență, un trecut diferit, oameni și mai tineri și mai în vârstă, oameni care lucrează în diferite sectoare și evident este important pentru noi să ne întâlnim cu ei. De asemenea, Partidul Social Democrat este partidul care iubește democrația. Și în contextul acesta, evident, noi credem că oamenii trebuie să exprime liber opiniile, fie susținătorii noștri, fie adversarii noștri. Însă am remarcat, inclusiv pe rețelele sociale, că o bună parte din cei care au participat la meeting-urile noastre pentru a ne critica, pentru a ne ataca, sunt membrii simpatizanți ai partidelor de opoziție. De cele mai multe ori, oameni care au fost mobilizați în acest sens. Ceea ce mă dezamăgește un pic, pentru că știm foarte bine că într-o democrație trebuie să ne ascultăm pentru a avea un dialog și a veni cu cele mai bune soluții. A mobiliza oameni pentru a face contramanifestații nu corespunde unei democrații sustenabile, unei democrații europene și afectează imaginea noastră în afara țării. Chiar mă uitam la Iași și la Galați, pe rețele sociale, pe paginile de Facebook ale simpatizanților liberali sau USR și ei își puneau poze cum au fost acolo la meeting. Deci aici cred că nu este bine și cred că cei care fac astfel de contramanifestații, din păcate, nu fac bine României. Nu e vorba de a critica PSD autodreptul, dar pot să facă lucrul ăsta într-un mod organizat, fără ca nimeni să nu fie afectat. Deci spuneți că sunt mobilizați tocmai pentru a crea o imagine proastă? Vă dau un exemplu. Am fost la Alba Iulia și a fost doamna prim-ministru la Alba Iulia și au fost 4 persoane cu camere care au protestat. Perfect normal, dar au fost 4 persoane. S-a scris titluri, primul ministru da, agresat sau eventual atacat la Alba Iulia și erau 4 persoane. Simpatizanții noștri erau 100 în preajma dânsei. Deci, uneori, lucrurile nu sunt tocmai reale. Ceea ce e important pentru mine este ca să ne păstrăm această imagine de democrație sustenabilă. România și imaginea României e foarte importantă și alegerile acestea, să știți că sunt supravegheate, supervizate, urmărite de foarte multă lume și trebuie să arătăm, da, că lucrurile merg așa cum trebuie într-o democrație care dorește a fi europeană. Noi din Partidul Social Democrat, evident, susținem reprezentarea sau orice formă de manifestare democratică și bine organizată, în așa fel încât să nu fie incidente și un incident care, să spun, m-a surprins și m-a dezamăgit în același timp și care am văzut că a apărut în toată presa, nu doar românească și internațională, a fost acel incident cu acei, da, simpatizanți USR sau ce erau ei, care aruncau cu un leu la niște oameni în vârstă. Ceea ce mi s-a părut normal.
Adică e un act de jignire față de români în general și față de o persoană în vârstă, care poate trec prin greutăți, persoane pe care noi vrem să le ajutăm. Și eu cred că ar trebui cu toții să fim un pic mai decenți în modul în care ne manifestăm. E mai bine pentru România și pentru imaginea noastră în afara țării. Cum spuneam și la prezentarea de la început, sunteți unul dintre candidații partidului la europarlamentare. Ce obiective aveți pentru Bruxelles? Am trei obiective principale pentru ceea ce înseamnă viitorul mandat de europarlamentar. Primul se referă la tot ceea ce înseamnă oferirea oportunităților care sunt disponibile la nivel european pentru cât mai mulți beneficiari din România. Asta înseamnă accesarea banilor europeni, accesarea granturilor europene pe care le administrează direct Bruxelles-ul, bani pe care, din păcate, în trecut nu i-am accesat, și crearea de noi oportunități, pentru că sunt foarte multe mecanisme europene care nu ajung la noi în țară. A doua dimensiune se referă la un tratament egal pentru toți cetățenii europeni și mai ales pentru români, pentru că am remarcat acest dublu standard care a fost practicat. Mă refer aici, de exemplu, la integrarea în spațiul Schengen. Eu am strâns peste 50.000 de semnături și am depus la Bruxelles o petiție în urmă cu câțiva ani care a convins legislativul european să susțină integrarea noastră în spațiul Schengen și, de asemenea, am fost inițiatorul unui demers care cred că este unul inedit și extrem de important. Am convins Comisia Europeană să demareze o anchetă în situațiile în care românii au fost supuși unor discriminări la nivel european și Comisia Europeană a demarat o anchetă și a rezolvat acele aspecte. Trebuie să continuăm astfel de demersuri pentru că toată lumea trebuie să beneficieze de un tratament egal. Și al treilea demers se referă la promovarea României, în mod special aș spune a zonei pe care o reprezint, Transilvania și zona de vest a României, dar a României în general. Am sprijinit cel mai important eveniment al diasporei românești de la Bruxelles și cred că trebuie să noi europarlamentari să creăm punți de legătură între România și alte state membre, între România și diaspora, și Parlamentul European ne prezintă un mecanism prin care putem să facem lucrul ăsta și mai insistent și mai activ pentru a promova imaginea țării noastre. În ce comisii vă doriți să faceți parte viitorul Parlament? Totul va ține evident de negocierile politice. Eu am fost membru în Comisia pentru Bugete și în Comisia Juridică din Parlamentul European. În Comisia pentru Bugete am inițiat un număr important de inițiative, de proiecte pilot. Am fost europarlamentarul cu cele mai multe proiecte finanțate de Comisia Europeană, proiecte în valoare de 60 de milioane de euro și în viitorul Parlamentul European, principala dezbatere va fi privitoare la viitorul buget al Uniunii Europene. Și mi-aș dori să fiu acolo la aceste negocieri pentru a aduce mai mulți bani României, pentru politica de coeziune, subvenții mai mari, fonduri mai mari pentru țară și mai ales mecanisme care ar face fondurile europene să fie mai accesibile. Deci mi-aș plăcea să pot să continui în această logică în continuare în Comisia pentru Bugete din Parlamentul European. Cum arată în opinia dumneavoastră acum Uniunea Europeană? Cu toate problemele, avem Brexit, cum arată în opinia dumneavoastră? Uniunea Europeană se află în continuare într-o criză. Într-o criză care nu este doar una de imagine, este una de decizională. Practic, vedem că liderii europeni nu reușesc să ajungă la un consens cu privire la următorii pași care ar trebui să fie urmați pentru a readuce acest proiect aproape de cetățeni. Chiar și la Sibiu s-au întâlnit și am văzut președintele Macron care a spus că viitorul președinte al Comisiei Europene nu trebuie să fie o persoană aleasă. Am văzut de asemenea reprezentanții altor state care au venit și au spus că ok, ei nu sunt de acord cu ceea ce scrie neapărat în textele aprobate și că ar vrea să mai așteptăm până când o să avem noi discuții după alegerile pentru Parlamentul European. Deci vedem practic o stare de incertitudine care afectează proiectul în sine. Și această stare, evident, este accelerată de faptul că nu știm ce se va întâmpla cu ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeană. Adică ei au alegeri pentru Parlamentul European, vedem că anti-europenii sunt pe primul loc în continuare în sondaj, adică nu știm, ies, nu ies, vom fi 27, rămânem 28, extindem Uniunea Europeană. Deci foarte multe lucruri care au rămas indecise și lipsa unor decizii afectează acest proiect. Și eu cred că principalii vinovați pentru acest lucru sunt cei de dreapta care au condus acest proiect european. Juncker la Sibiu a spus că da, nu a avut un mandat reușit și că a comis multe greșeli. Și atunci cine a condus Comisia Europeană? Dreapta, și a trebuit să-și asume acest eșec, așa cum au eșuat și în cazul fostului președinte al Comisiei Europene, domnul Barroso. Dar care sunt cele mai mari probleme cu care se confruntă Uniunea Europeană? Eu cred că cea mai mare problemă este lipsa de măsuri și de proiecte destinate direct oamenilor. Adică ei fac lucruri bune de foarte multe ori, dar iau decizii care nu-i privesc pe cetățenii europeni și nu îmbunătățesc viața de zi cu zi a cetățenilor europeni. De aceea noi spunem că ar trebui ca Uniunea Europeană să
dezvolte mai multe politici sociale, mai multe politici în ceea ce înseamnă parte de educație, de sănătate, care, da, afectează viața de zi cu zi a cetățenilor europeni. Ar trebui ca Uniunea Europeană să intervină acolo. Este bine că creează tot felul de fonduri pentru bănci sau alte chestiuni de genul acesta, dar Uniunea Europeană, pentru a fi consistentă și mai susținută, trebuie să facă mai multe lucruri pentru oameni. Și sunt câteva programe care reușesc să facă lucrul acesta. Trebuie să facă și mai multe lucruri și doar așa putem să readucem oamenii și țările în jurul acestui proiect extrem de important pentru noi toți. În aceeași zi, cu alegerile europarlamentare, vom avea și referendumul pe justiție inițiat de președintele Klaus Iohannis. Credeți că va fi validat acest referendum? Vă așteptați la o prezență mare? Eu cred că lupta anticorupție este o luptă pe care Partidul Social Democrat a susținut-o și în trecut. Parchetul Național Anticorupție a fost creat de Partidul Social Democrat, tocmai pentru că credem noi că trebuie să luptăm împotriva corupției reale, prin măsuri care corespund normelor democratice și constituționale și normelor europene. De aceea, de exemplu, noi nu am fost de acord în 2016 când s-au dat ordonanțele de urgență de către Guvernul Tehnocrat sau asumarea răspunderii în Parlamentul României a schimbării codului penal de către fostul guvern PDL-PNL. Deci acele întrebări cred că îi privesc și pe cei care acum se pare că declanșează acest referendum. Cred că ar trebui să ne preocupe mai puțin această idee, acest referendum care este doar consultativ și împreună, poate, toate forțele politice să găsim acele măsuri prin care să restabilim un sistem judiciar echilibrat în deplin acord cu ceea ce înseamnă Constituția României. Care este miza, în opinia dumneavoastră, acestui referendum? Miza reală? Dacă întrebările erau clare, cred că atunci era poate un subiect interesant de dezbătut. Ori întrebările contravin în bună parte inclusiv recomandărilor Comisiei de la Veneția, care spune foarte clar, în primul rând, că nu este bine să organizezi două tipuri de alegeri în același timp și mai ales Comisia de la Veneția spunea că nu poți formula mai multe întrebări într-o singură întrebare, ori în cazul întrebărilor formulate și pe care le avem la dispoziție, avem acest lucru și avem întrebări neclare. Deci MISA este, din păcate, o folosire a temei justiției în interes electoral, în interes politic, atât de către președintele României, cât și de susținătorii săi politici. Și este păcat, pentru că eu n-aș vrea să politizăm justiția. Cred că justiția funcționează foarte bine în orice stat european, când justiția este ferită de intervenția politicienilor și a celor care au interes electoral. Este o temă care va fi mult dezbătută și la alegerile prezidențiale? Asta trebuie să prezinte. Adică se pregătește Iohannis pentru alegerile prezidențiale prin acest referendum? Da, vedem o relansare a sa. Eu am rămas neplăcut surprins să văd prezența președintelui României la mitingul PNL de la Iași, care, apropo, adunat mai puțin simpatizanți decât mitingul PSD de la Iași. Am rămas neplăcut surprins pentru că dânsul nu a vorbit de referendum când s-a prezentat simpatizanților PNL. A vorbit de alegerile europene și de practic a făcut campanie electorală direct în contextul în care Constituția spune foarte clar că președintele României trebuie să fie imparțial. Deci nu înțeleg care sunt intențiile sale. Clar, vrea să facă campanie electorală, treaba lui, eu cred că este la limita Constituției ceea ce face, dar dacă vrea să facă lucrul ăsta, să vorbească de referendum și mai puțin de celelalte alegeri care nu îl privesc pentru că nu este candidat și nu va merge în Parlamentul European. Cred că trebuie să lăsăm mai mult spațiu candidaților și vă felicit pentru emisiunea dumneavoastră, pentru că ei trebuie să-și prezinte oferta și ceea ce vor să facă și mai ales ceea ce pot să facă ei ca și viitori europarlamentari în viitorul legislativ european, nu cu cineva acasă care vorbește mai ușor sau mai tare. Nu e vorba despre asta, este vorba despre ce putem face noi ca și viitori aleși. Acum, referitor la alegerile europarlamentare, credeți că prezența anul acesta va fi mult mai mare decât anii trecuți? Pentru că știm că de obicei prezența la genul acesta de alegeri e destul de scăzută. Am văzut în sondajele de opinie faptul că avem o prezență relativ similară cu celelalte alegeri europarlamentare. Trebuie să știm lucrul acesta, că alegerile europarlamentare din România au atras foarte puțin participanți și mai puțin decât în alte state europene. Undeva la 30%. Și sondajele, dacă te uiți 30%. De la unul la altul, clar, vorbim de undeva la 30%. Noi, cei din Partidul Social Democrat, ne-am dorit ca oamenii să meargă la vot, pentru că, într-adevăr, este important să-și pună părerea și pentru noi este important să vedem ce opinii au. Oameni de la state, din comunitățile mari, oameni cu trecuturi și cu experiențe diferite, trebuie să vină la vot, pentru că noi credem în democrație. Partidul Social Democrat este construit în jurul construcției democrației românești în ultimii ani și de aceea pentru noi este important ca oamenii să meargă la vot.
Pe final, vreau să punctăm câteva concluzii. După marele eveniment ce a avut loc săptămâna trecută, summitul UE de la Sibiu, ce reprezintă acest summit pentru România? Ce a reprezentat? Ce ar fi putut să reprezinte? Sau ce ar fi putut să reprezinte? Acest summit ar fi trebuit să fie un summit al României, al tuturor românilor. Ar fi putut fi o ocazie extraordinară pentru țara noastră să transmită un semnal clar Uniunii Europene și, de ce nu, să obțină ceva pentru români. Din păcate, lipsa unui consens politic, politizarea exagerată a acestui moment, a condus la lipsa unor rezultate concrete. Și vă spun lucrul acesta ca și fost organizator al acestui summit. În urmă cu 9 luni mergeam la Sibiu și prezentam toate detaliile organizatorice ale acestui eveniment, care a fost organizat de Guvernul României. Adică, practic, Guvernul României a dat banii pentru acest eveniment, a organizat tot, inclusiv masa demnitarilor a fost oferită de către Guvernul României. Ori, din păcate, evenimentul, cum vă spuneam, s-a politizat. Am avut 3 reuniuni ale popularilor europeni, la care a participat doar PNL, nici măcar celelalte partide ale PPE din România. Deci tot a fost axat pe scrutinul electoral care urmează pe 26 mai și nu s-a văzut România. Nu s-a văzut mesajul nostru, interesul nostru și acolo am fi putut lansa în consens, cred eu, niște mesaje importante pentru țară. Vă spun lucrurile acestea și pentru că eu am fost acolo, am fost pe 8 mai la Sibiu, am avut discuții cu mai mulți parteneri europeni, inclusiv din Partidul Socialiști Europeni și vreau să vă spun că toți remarcau cu tristețe incapacitatea, din păcate, a României și aș putea spune eu a președintelui României de a trece peste interesele politice și a lucra cu toții împreună pentru acest eveniment important. Noi, cei care suntem în jurul axei guvernamentale, noi am făcut tot posibilul să iasă bine. Cum am spus, evenimentul a fost organizat aproape în integralitate de către Guvernul României. Spuneați că ați avut întâlniri și cu reprezentanții PES. Ce v-au spus? Practic, în ce relație mai e Partidul Social Democrat cu PES? Da, colegii noștri din Partidul Socialiști Europeni au luat această decizie ca, evident, să ne concentrăm pe discuțiile cu privire la soarta partidelor membre după alegerile pentru Parlamentul European. După cum ați văzut, deja se vorbește de schimbări la ceea ce înseamnă formatul grupurilor politice din Parlamentul European. Vom vedea că se va întâmpla lucrul acesta și pe partea de stânga. Partidul Social Democrat este un partid care are 126 de ani de istorie social-democrată. Noi vom rămâne în această familie politică și suntem convinși că după alegerile pentru Parlamentul European lucrurile vor fi mai clare. Trebuie să punctez lucrul acesta. Doar PPE și ALDE au făcut reuniuni formale la Sibiu. PES-ul nu a făcut o reuniune formală la Sibiu. Pur și simplu, fiind în acea ipostază, s-au întâlnit informal. Nu a fost comunicare de presă, nu a fost o întâlnire formală. A fost o întâlnire cu câteva minute înainte de întâlnirea Consiliului European și la acea reuniune ar fi trebuit să participe doar membrii Consiliului European. Ar fi fost aproape imposibil ca un reprezentant, și mă refer aici, doar primul ministru putea participa, doar primul ministru putea participa la această reuniune, să meargă acolo pentru o reuniune de jumătate de oră și ulterior să plece, n-ar fi fost protocolar, dar noi am fost în contact și suntem convinși, și eu cel puțin sunt convins, că după alegeri lucrurile vor fi mai clare și mai simple pentru toată lumea. În afară de dumneavoastră, au mai avut și alți socialdemocrați întâlniri cu PES? Ce pot să vă spun este că liderii PES au fost în contact cu mai mulți colegi de-ai mei, la cel mai înalt nivel și în sensul acesta, evident, lucrurile sunt extrem de clare. După alegerile pentru Parlamentul European, o să discutăm mai în detaliu ce vom face pe mai departe împreună. Domnule Negrescu, eu vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră alături de noi. Eu am mult succes, clar, mai sunt 2 săptămâni de bătaie lungă și mă așteptăm la vot. Da, mulțumesc frumos pentru invitație și, într-adevăr, și eu invit pe cei care se uită la emisiune să meargă la vot. Alegerile acestea sunt foarte importante și avem nevoie la Bruxelles de oameni care cunosc ceea ce înseamnă politica europeană și care se pot lupta pentru România acolo în Parlamentul European.